Bine v-am găsit la o nouă sesiune de pregătire pentru evaluarea națională. Astăzi vom rezolva împreună testul 32, un test de antrenament care pornește de la o doină populară. Vom citi textul, apoi continuăm cu rezolvarea exercițiilor. Foicica macului, jeluim mașina cui, să mă jelui vântului, vântului, crivățului. Bate vântul arde câmpul, îmi lasă jelea și gândul, jeluim aș câmpului, câmpului și drumului. Dar mi-e câmpul pustii, tot de jalea mea pârlit, jeluimaș drumului, drumului pustiului, dar nici el n-are putință, chinul meu n-are credință. Jeluimaș codului, codului voinicului, codul are frunza verde și pe mine nu mă crede. Foaie verde, măr pitic, nu mai zi, flăcău, nimic, n-ai pierit cât ai fost mic, dar acum când ești voinic. Doina se numește Jeluimaș, cules de text popular, cules de G.D.M. Teodorescu. Primul exercițiu cere să notăm câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, bate și chinul. Cuvintele, spuneam, sunt subliniate în text. Bate apare în rândul 5, bate vântul arde câmpul. Bate suflă. La aceeași formă și chinul, în partea a doua a textului, dar nici el n-are putință, chinul meu n-are credință. E și articulat, deci sinonimul nostru trebuie să fie tot articulat. Chinul, suferința, durerea. 2. Menționează rolul cratimei în secvența n-are credință. Cratima aici ține locul sau marchează căderea vocalei U, da? Altfel am fi spus nu are credință, n-are credință și marchează rostirea legată a două cuvinte diferite. Vorba de negația nu și verbul are. În secvența dată, cratima marchează rostirea legată a două cuvinte diferite. De asemenea, cratima arată căderea vocalei U. Bun. Trecem la 3. Aici, la exercițiul cu cratima, fie dați un răspuns complet, așa cum am făcut eu aici, dar fie puteți să spuneți doar marchează rostirea legată a două cuvinte diferite. Primiți punctajul complet. Sau puteți doar să spuneți că acest semn de ortografie arată căderea vocalei U. Nu e obligatoriu să vă referiți la ambele aspecte. Trecem la 3. Selectează 4 termeni din familia lexicală a cuvântului frunză. Familia lexicală am întâlnit la multe dintre testele pe care le-am rezolvat, include cuvintele formate prin derivare, compunere, conversiune, de la un cuvânt de bază. Cuvântul de bază este frunză, deci vom scrie câteva derivate. De exemplu, frunzuliță, verbul a înfrunzi, adjectivul participial, observ prin conversiune, înfrunzit, și derivat cu prefix desfrunzit. Frunzar, am scris 4 termene, da? Primiți câte un punct pentru fiecare. 4. Selectează un cuvânt care conține diftong și unul care conține vocale hiat din versurile Foicica macului jelui mașina cui. Diftongul e format dintr-o vocală și o semivocală în aceeași silabă. Hiatul e format din două vocale alăturate și când două vocale sunt alăturate, ele se separă în silabe diferite, pentru că știm că o vocală poate fi prezentă doar într-o singură, da? O silabă are o vocală și numai una. Și atunci, foicica. Foicica. În cuvântul acesta există un hiat. Oi, două vocale alăturate. Bun. Macului. Macului. În cuvântul acesta există un diftong. Și am găsit un cuvânt cu hiat, un cuvânt cu diftong. Tot cuvânt cu hiat este jelui. Jelui. Ui de la sfârșit
Și tot cuvânt cu, da, hiat în jelui și în hui avem un alt cuvânt cu diftong. Bun, trecem la 5. O să șterg de aici sus. Haideți să șterg inclusiv pe 3. O să trecem la 5. 5. Precizează tipul de rimă din primele 4 versuri și măsura versului jeluimaș câmpului. În primele 4 versuri, hai să le recitim să vedem cum rimează. Foicica macului, jeluima și nancui, sămăjului vântului, vântului crivățului. Toate cele 4 versuri rimează și atunci e vorba de monorimă. Și măsura versului jeluimaș câmpului. Despărțim în silabe versul. Vă amintesc, măsura este numărul de silabe dintr-un vers. Un vers. J, Lu, I, Maș. Da? J, Lu, I, Maș. Câm, U, Lui. J, Lu, I, Maș, câmpului. Haideți să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici e vorba de o singură silabă. J, Lu, I, Maș. Sunt 4 silabe acolo. Și în total, măsura este de 7. 6. Transcrie în textul dat o figură de stil precizând felul acesteia. Foicica macului, jelui mașina în cui, sămăjelui vântului, vântului crivățului. Bate vântul, arde câmpul, îmi lasă jalea și gândul, jelui maș câmpului, câmpului și drumului, dar mi-e câmpul pustit, tot deja la mea pârlit. Câmpul pustit. Este un epitet. Da, puteți să mai găsiți și alte figuri de stil dacă căutați. Frunza verde. Da. Bun, trecem la B. La prima compunere, adică acolo unde ni se cere să redactăm o compunere de cel puțin 150 de cuvinte în care să motivăm apartenența la specia literară doină populară a textului dat, să precizăm două trăsături ale doinei populare, să prezentăm detaliat cele două trăsături, valorificând textul. Bun, ne amintim ce este doina populară, trăsăturile specii și apoi vom scrie o introducere și o scurtă discuție pe baza textului. Doina populară este o specie a genului liric în versuri în care sunt transmise sentimente intense de dragoste, de dor, de jale, de înstrăinare, de revoltă. Și doina este de regulă însoțită de o melodie, o melodie foarte lină, tărăgânată. Textul, da, spuneam, e însoțit de melodie, de aceea vom vedea că apar multe procedee care asigură muzicalitate în doina populară. De asemenea, fiind un text care aparține literaturii populare, vom întâlni trăsăturile textului popular, și anume autor anonim, caracter colectiv, oral și sincretic. Caracter sincretic înseamnă tocmai aceasta, îmbinarea textului cu alte arte, aici cu muzica. Și atunci, ca trăsături ale speciei, în afară de trăsături care trimit către textul popular, pe care le-am amintit și pe care le puteți aminti și voi, e bine să le amintiți și voi în compunerea voastră, să ne referim și la trăsături care sunt specifice acestui tip de text. De exemplu, exprimarea directă a sentimentelor. Și e vorba de sentimente intense. O să vedeți întotdeauna în doină prezența unui număr mare de mărci lexicogramaticale ale eului liric. Adică vom întâlni verbe și pronume la persoana întâi și a doua, substantive în cazul vocativ, propoziții exclamative și interrogative, uneori puncte de suspensie, da? Adjective pronominale, posesive de persoanele întâi și a doua. Pentru că se insistă mult pe exprimarea directă a emoțiilor și atunci prezența acestor mărci este o consecință directă. Și unul dintre principalele argumente ar trebui să fie chiar acesta. Care sunt sentimentele exprimate în această poezie? Da? Cum sunt exprimate aceste sentimente? Și pentru că am adus vorba despre ideea de cum sunt exprimate aceste sentimente, uneori, în doină, vedem că există o apropiere a omului de natură, dar și un soi de reflectare a emoțiilor în exterior și în elemente care aparțin spațiului natural, iar alteori o să vedem o gradare a emoției.
Nu știm încă dacă e cazul aici, pentru că n-am discutat textul, dar dacă găsiți o gradare a emoțiilor, e bine să o puneți în evidență. Și chiar și prezența unor elemente cu valoare de simbol. Da? Adică termeni și realități care înseamnă mai mult decât înseamnă ele în mod obișnuit. Da? Sunt valorificate mai mult în textul acesta. Apoi, spuneam că Doina este foarte muzicală. De obicei, procedeile artistice și uneori chiar și figurile de stil asigură muzicalitate. Și muzicalitatea vine, pe de-o parte, din procedee de tipul repetiție, enumerație, acestea sunt figuri de stil, versuri, refren, aliterație, adică figuri de stil sonore, urmăriți discuția noastră despre figuri de stil pentru a recapitula aliterația, sau discuția despre Doina populară, pentru că am discutat și acolo. De asemenea, paralelismul sintactic poate să apară în Doina, iarăși un procedeu care conferă muzicalitate și, sigur, elementele de versificație. De obicei, în Doina o să vedeți că figurile de stil nu sunt întotdeauna foarte complicate, sunt ușor de observat. O să avem figuri de stil de tipul epitet, comparație, personificare, dar putem avea și metafore. Deci fiți foarte atenți la conținutul textului, astfel încât să puneți în evidență ideile poetice din text. Vom scrie introducerea și apoi discutăm textul. Introducerea pentru această compunere. Atenție, ni se cer două trăsături ale speciei. Începem cu aliniat. Doina populară este specia genului liric în care sunt transmise sentimente intense de dor, de dragoste, de jale, de înstrăinare. Textul fiind însoțit de o melodie. Bun. Am notat până acum câteva trăsături pe care le-am inclus în această definiție. Da? Și până acum am vorbit despre transmiterea directă, da, unor sentimente intense și de muzicalitatea textului. Haideți să adăugăm și alte trăsături ale acestei specii. Limbajul este artistic. Da? Sunt prezente mărci lexicogramaticale ale euului liric. Liric. Și fiind un text popular, Doina populară, întotdeauna numit specia cu numele întreg, da, Doina populară, prezintă următoarele trăsături. Autor anonim, caracter oral, colectiv și sincretic. Bun. Și acum urmează să menționăm textul la care ne referim cu titlul dat de aici și cu legătorul de folclor și apoi să dezvoltăm argumentele. Dintre aceste trăsături specifice textului popular, nu le putem argumenta pe toate pentru că nu avem informații. Autorul anonim se vede foarte clar, caracterul oral îl putem argumenta pentru că, da, vă amintesc, oralitatea stilului înseamnă acea calitate a limbajului de a părea vorbit. Și găsim în text cuvinte și expresii populare. Și atunci, în următorul aliniat, vom spune, în următorul paragraf, vom spune poezia Jeluimaș, da, sau textul cules de G. Dem Teodorescu reprezintă o
doină populară. Un prim argument în sprijinul acestei afirmații îl reprezintă subiectivitatea crescută a textului. Prin subiectivitate mă refer la exprimarea directă a emoțiilor. Da? Poetul își exprimă sau eul poetic își exprimă sentimente și spune despre ce sentimente este vorba și cum sunt transmise, aceste sentimente. Apoi, tot aici, la primul argument, ne vom referi la mărci și în argumentul al doilea vom dezvolta celelalte presături, adică limbajul artistic, da, muzicalitatea textului și oralitatea stilului. Haideți să citim textul, să vedem cum îl înțelegem și apoi încheiem discuția despre doina populară. Foicica macului jelui mașina cui, să mă jelui vântului, vântului crivățului. Vedeți că doina populară începe cu un vers specific, foicica macului, acesta e menit să atragă atenția ascultătorilor. Jelui maș și n-am cui. Primul vers începe cu un verb, da? Maș jelui, este o formă de condițional optativ și vedeți că e un verb foarte intens, care exprimă deja, ne arată deja care e tipul de doină. Da? E vorba de o doină de jale. Maș jelui și n-am cui. Și apoi, iarăși o propoziție, da, concentrată pe verbul am, n-am cui, care exprimă însingurarea, da, singurătatea persoanei. M-aș jelui, m-aș plânge, adică m-aș exprima durerea cuiva, dar nu am cui. Să mă jelui vântului, vântului crivățului, iar următoarele două versuri continuă cu, reprezintă o interogație retorică, da, și aduc în evidență un element al naturii. Da? Cui să mă plâng, cui să mă jelui, vântului, crivățului, bate vântul arde câmpul, îmi lasă jalea și gândul. Da? Dar vântul acesta pare să nu ia cu sine jalea și gândul, ci doar are, doar arde câmpul, da? Doar schimbă elemente naturale, nu și sentimentele omului. Apoi apare un alt element natural, câmpul. Jăluim aș câmpului, câmpului și drumului, dar mi-e câmpul pustit, tot deja l-am neapărlit. Dar se pare că nici câmpul nu poate să aline suferința omului. Da? Pentru că și câmpul e pustit tot de durerea aceasta intensă a persoanei. Apoi, jăluim aș drumului, drumului pustiului, dar nici el n-are putință, chinul meu n-are credință. Un alt element al spațiului imediat, da? Drumul. Dar nici drumul nu poate să aline această suferință. Jeluim aș codului, codului voinicului, codul are frunza verde și pe mine nu mă crede. Apoi, un alt element este codul. Vedeți cum se trece de la vânt către câmp, da? Drum, apoi codru. Dar nici codul nu poate să aline această suferință. Da? Codul are frunza verde și pe mine nu mă crede. Aici e o personificare. Da? Codul nu poate să stabilească omul o conexiune cu pădurea, cu codru. Apoi apare un alt vers care îi meni să atragă atenția și atrage atenția că urmează încheierea doinei. Foaia verde mărpitic, nu mai zi flăcău nimic. Și o schimbare și de registru de tonalitate, vedeți? Aici e un soi de... apare vocativul acela, flăcău e nu mai zi nimic. E un răspuns la toate rugămințele lui anterioare. Flăcăule, da, nu mai zic nimic, n-ai pierit cât ai fost mic, dar acum când ești voinic. Și versul acesta final funcționează ca un soi de îmbărbătare. Cât ai fost mic, n-ai pățit nimic, dar acum când ești voinic. De ce te plângi? Da? Adică fii puternic, fii sigur pe tine. Și atunci, e o doină de jale în care sunt exprimate sentimente de tristețe, de durere, de însingurare prin apel la o serie de interogații și de adresări directe, chiar. Observăm că elementele cadrului natural sunt integrate în text, uneori sunt personificate și observăm și o schimbare de adresare, dacă o schimbare a tonului în ultimele trei versuri, pe care e bine să le explicați, da? Așa cum le înțelegeți voi, cu propoziții scurte, clare, cât mai aplicat pe text. Tot aici vorbim de prezența mărcilor și am spus, am găsit un substantiv vocativ în versul 3, numărat de jos, nu mai zic flăcău nimic, am găsit și verbele la persoana întâi, da, jelui, apoi să mă jelui,
Iarăși, se repetă jelui. Adjective pronominale posesive de persoana întâi, meu, chinul meu, n-are pronume de persoana întâi pe mine, le grupați și le includeți la primul argument. Apoi, al doilea argument se referă la limbajul artistic, figuri de stil, am găsit epitete de personificări, le puneți în evidență și pomeniți de această trimitere către elemente naturale. Apoi, tot la procedee artistice, ne vom referi și la cele care asigură muzicalitate. Și avem aici, în textul acesta, paralelism sintactic. Da? De exemplu, jeluimaș, da? Jeluimaș. Jeluimaș vântului, jeluimaș drumului, jeluimaș codrului. Aceste trei versuri reprezintă structuri sintactice paralele. Da? Și scopul lor este de a crea muzicalitate. O să găsiți și aliterații, da? O să găsiți și să vedem dacă găsim repetiții, găsim. Jelimaș drumului, drumului pustiului. Iată o repetiție aici. Da? Câmpul pustit, acolo este în evidență, deși nu e prima consoană, este în evidență P, da? Și funcționează ca o aliterație. Iarăși o repetiție, vântului crivățului. Bun, găsim. Dar chiar și versiunea aceea, jeluimaș, are rol de a crea muzicalitate. Pentru că, în mod obișnuit, spunem maș jelui. Da? Și ne referim și la elementele de versificație. Am găsit măsura unui vers 7 silabe. Puteți să aflați și măsura celorlalte versuri, să vedeți dacă e constantă sau nu. Vă referiți și la rimă și la ritm. De asemenea, caracterul oral este realizat prin cuvinte și expresii populare. Da? De exemplu, chiar și structura jeluimaș. Jeluimaș este... puteți să o incluzi aici. Jeluimaș câmpului. Da? Să vedem dacă mai avem. Probabil da. Trebuie să căutăm cu atenție în text. Dacă nu găsiți cuvinte și expresii populare, atunci nu vă referiți la textura aceasta și mergeți al doilea argument, construiți al doilea argument în jurul ideii de limbaj artistic și procedee de muzicalitate. Bun. Haideți să trecem la partea a doua, pentru că vreau să discutăm și subiectul de acolo. Doilea nu e un subiect dificil, trebuie doar să fiți atenți și să o citiți cu mare atenție, pentru că o să vedeți că la prima lectură textul pare greu de înțeles, tocmai pentru că limbajul este de așa natură, dar altfel e un text destul de ușor. Da? Dacă e vorba de un text popular, text liric, Doina poate e un text liric ușor de înțeles în comparație cu celelalte. Haideți să citim textul al doilea. Rezervația de bujor de stepă de la Zau de Câmpie a fost dezvoltată datorită efortului de peste 60 de ani depus de regretatul custode onorific Marcu Sâncrăianu. Cei ce l-au cunoscut pe Marcu Sâncrăianu au auzit și povestea despre cum s-a născut pasiunea sa pentru bujori. Potrivit poveștii, totul a început în ziua de 10 mai 1923, de ziua regelui, când oamenii au ieșit la iarbă verde. La petrecere a fost invitat și academicianul Alexandru Borsa, care și-a dorit să povestească despre aceste flori, iar Marcu Sâncrăianu, care își însoțea tatăl, primar al comunei Zau de Câmpie, a ascultat cu atenție povestea profesorului. Acesta a spus că, în momentul în care profesorul și-a exprimat temerea că bujorii de la Zau ar putea dispărea, a exclamat: "Nu te teme!" Iar lumea din sat s-a amuzat pe seama lui. Abia câțiva ani mai târziu, oamenii din sat au început să-l ia în serios, întrucât se deplasa zilnic la rezervație pentru a îngriji florile. Din acel moment, Marcu Sâncrăianu și-a dedicat viața gingașilor flori și a învățat din cărți, deși avea doar 6 clase, cum să îngrijească bujorii de stepă. Aproape zi de zi de atunci, mai ales în perioada de înflorire și de însămânțare, Marcu Sâncrăianu, este scris greșit acolo, a fost lângă florile sale și a avut grijă să-și pregătească din timp un ucenic la fel de devotat, pe Octavian Călugăr, care a preluat treptat custodia rezervației. În rezervația de la Zau de Câmpie sunt două loturi. În rezervația de sus, de 2,5 hectare, înainte de 1950, erau sub 10.000 de exemplare. La inventarul din 2014 erau 20.000 de exemplare. Iar în rezervația de jos, care are 1 hectar, sunt peste 30.000 de exemplare. Primele semnalări despre bujorul de stepă de la Zau de Câmpie
au fost făcute în anul 1846, când floarea a fost expusă la Viena, într-un ierbar, cu ocazia prezentării Florei Transilvaniei. Autorul este Dorina Matiș. Au înflorit bujorii de stăpă de la zona de câmpie, singurul loc de pe continent unde au supraviețuit, agerpres.ro. Exercițiul 1. Formulează câte un enunț în care se precizează următoarele aspecte din textul dat, localitatea în care se află rezervația de bujor de stepă. Ne întoarcem la text și căutăm informația în text. Rezervația de bujor de stepă de la Zau de Câmpie a fost dezvoltată datorită efortului de peste 60 de ani depus de regretatul custode onorific. Deci localitatea se numește Zau de Câmpie. Rezervația se află în localitatea Zau de Câmpie. Numele primului custode onorific al rezervației. Tot aici, custodele onorific Marcus Sâncreianu. Primul custode onorific se numește Marcu Sâncreianu. Scrie numele autoarei și sursa articolului din care a fost preluat fragmentul. Autoarea este Dorina Matiș, iar sursa agerpres.ro. Menționează gradul de comparație și cazul adjectivelor subliniate în textul dat. Sunt subliniate adjectivele din aliniatul paragraful 3, gingașelor și la fel de devotat. Gingașelor, flori, și-a dedicat viața gingașelor flori și un ucenic la fel de devotat. Trebuie să precizăm cazul și gradul de comparație. Bun, gingașelor. Gingașelor este o formă de genitiv dativ, dar nu știm până nu ne uităm în text. Din acel moment, Marcus Sâncreianu și-a dedicat viața gingașelor flori. Cui a dedicat viața? Da? Am întrebat cui a dedicat gingașelor flori. Și-a dedicat viața florilor, gingașelor se acordă cu flori. Cazul dativ și gradul de comparație este pozitiv. La fel de devotat. La fel de devotat, hai să citim enunțul. Marcus Sâncreianu a fost lângă florile sale și a avut grijă să-și pregătească din timp un ucenic la fel de devotat. Deci a avut grijă să pregătească un ucenic. Ce fel de ucenic? La fel de devotat. Pe cine să pregătească? Da? Un ucenic. Și atunci, la fel de devotat, se acordă cu ucenic și este acuzativ. La fel de, tot așa de, devotat ca și, gradul este comparativ. Vezi, compară. La fel de devotat ca și celălalt. E ca o balanță. Și egalitate. Comparativ de egalitate. Bun. 5. Transcrie, nu, 4. Întrecem peste 4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menținând partea de vorbire prin care se exprimă. Când floarea a fost expusă la Viena. Când și la Viena. Partea de vorbire și funcție sintactică. Când, unde, cum, cât sunt adverbe relative. Adverb relativ. Și funcția este când floarea a fost expusă, dacă vreți să vă dați seama de funcție, înlocuiți-l cu un adverb de timp, de tipul ieri floarea a fost expusă. Când? Ieri. Este circumstanțial de timp. Și la Viena, floarea a fost expusă la Viena, substantiv propriu.
Unde a fost expusă? La Viena. Circumstanțial deloc. Voi să nu scrieți pe scurtat la examen, să scrieți anunțul întreg. Cuvintele întregi, da? Complement, circumstanțial deloc. Complement, circumstanțial deloc. Să fiți siguri că primiți tot punctajul. 5. Trecem la sintaxă. Transcrie din fraza următoare propoziția principală și o subordonată, precizând felul acestea. O să scriem fraza și o analizăm. La petrecere a fost invitat și academicianul Alexandru Borza. Care și-a dorit să povestească despre aceste flori. Să povestească despre aceste flori. Subliniem predicatele și apoi despărțim fraza în propoziție. La petrecere a fost invitat. Este un predicat verbal, este un verb la diadeza pasivă, pentru că pot adăuga complement de agent, a fost invitat de către ei, și academicianul Alexandru Borza, care și-a dorit și să povestească. Sunt trei predicate, deci sunt trei propoziții, încercuiesc și elementele de relație și separ. La petrecere a fost invitat și academicianul Alexandru Borza, 1, care și-a dorit, 2, 3 până la capăt. Să povestească despre aceste flori. Care e propoziția principală? Una dintre ele este sigur principală. E vorba de pe 1. Pentru că nu depinde de nicio altă propoziție. La petrecere a fost invitat și academicianul Alexandru Borza. Pe 2. Care și-a dorit? Da? Care academician? Care și-a dorit? 2 depinde de un substantiv și este atributivă. Și pe 3. Care și-a dorit să povestească despre aceste flori. Ce și-a dorit să povestească despre aceste flori este completivă directă. Să prin conjuncția subordonatoare să. Trecem și la 6, ultimul exercițiu. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să există o subordonată completivă directă introdusă prin adverbul relativ cu. Construiți cea mai simplă frază care vă vine în minte. Deci aveți nevoie de două predicate, da? Și cum. Atât. Și o să începem cu un verb tranzitiv, adică verb pe care acceptă complement direct. Știu cum a venit. Știu propoziția principală, cum a venit, 2, cum elementul de relație. Nu încercați aici să construiți fraze complicate, pentru că s-ar putea să riscați să greșiți. Și dacă construiți, de exemplu, frază formată din trei propoziții, e o greșeală, pentru că vi se cer două propoziții. Da? Atunci, cât mai simplu, să răspundeți la cerința gramaticală. Hai să discutăm puțin și despre ultima compunere. Redactează o descriere literară de 150-300 de cuvinte în care să prezinți un peisaj de câmpie. În compunere trebuie să prezinți două caracteristici ale peisajului și să utilizezi două figuri de stil diferite. Trebuie să faceți aici o compunere descriptivă. Da? În care să descrieți un peisaj de câmpie. Vă puteți inspira, dacă vreți, și din câteva informații din textul nostru, adică să descrieți o câmpie cu flori, de exemplu, sau puteți pur și simplu să vă imaginați, sau să descrieți o câmpie pe care chiar ați văzut-o. În descrierea unei câmpii, trebuie să prezentați, sau în descrierea unui peisaj, trebuie să prezentați, e bine să prezentați cât mai multe planuri ale peisajului. De exemplu, să prezentați planul îndepărtat cu cel apropiat. Da? Ce se vede departe, ce se vede aproape. Planul terestru și planul cosmic. Da? Ce se vede sus, cum e cerul, cum e pământul. De asemenea, să vă referiți la detalii semnificative, da? Nu știu, la anumite plante, la anumite insecte, lucruri mărunte pe care le puteți observa. Puteți să vă exprimați și emoțiile și în construirea figurilor de stil o să vă exprimați anumite emoții. Fie încântare,
bucurie sau entuziasm sau știu eu ce alte emoții mai inspirate descrierea peisajului. Vă recomand să aveți emoții pozitive, să dați o stare de spirit plăcută și corectorului. Nu uitați să construiți două figuri de stil. Nu trebuie să aveți figuri de stil complex, nu trebuie să aveți metafore sau știu eu ce, dar puteți să faceți o personificare și un epitet. Cu siguranță o să faceți epitete pentru că o să descrieți un peisaj. Atunci, sigur o să aveți structuri de tipul substantiv-adjectiv sau verb-adverb. Atenție să nu mizați, să nu construiți narațiune pentru că vi se cere descriere de peisaj. Nu povestiți drumul până acolo dacă e vorba de o excursie. Sunteți acolo, vedeți peisajul și îl descrieți. Asta trebuie să faceți. De asemenea, nu includeți dialog pentru că nu vi se cere. Dacă aveți nevoie de mai multe sugestii pentru acest tip de compunere, avem o sesiune dedicată compunerii descriptive. Găsiți acolo mai multe informații. Aștept și întrebările voastre despre lucruri discutate în acest test. Nu e un test dificil. Elementele de gramatică au fost destul de simple, la îndemână. Poate Doina vi s-a părut mai grea, dar e un text foarte ușor de altfel și compunerea aceasta descriptivă. Sper că vă este de folos această rezolvare. Vă aștept cu alte subiecte la următoarea sesiune. În următoarea discuție vom rezolva împreună testul 34, acolo unde am întâlnit un text neobișnuit, să spunem, un text mai dificil și o să discutăm cum am putea să abordăm un asemenea text. Vă aștept așadar la o nouă sesiune. Până atunci, aștept cu mult drag întrebările și sugestiile voastre. Până atunci, vă doresc numai bine!